O comună cu peste 30 de camere de supraveghere de ultimă generație pe străzi și în alte spații publice. Nu este vorba despre o localitate din Europa Occidentală sau de peste ocean. Vorbim despre comuna Padina, acolo unde reprezentanții primăriei au achiziționat un sistem de supraveghere video menit să ofere locuitorilor siguranța de care au nevoie. Totodată, noile achiziții se vor dovedi a fi de un real ajutor polițiștilor în asigurarea liniștii și ordinii publice. Principalele aplicații ale sistemului de supraveghere sunt monitorizarea celor mai importante căi de acces din comună, monitorizarea punctelor vulnerabile din zonă, monitorizare trafic rutier, supravegherea ordinii și liniștii publice și descurajarea actelor infracționale. Pentru achiziționarea acestor camere video amplasate în cele mai importante zone din comună, Primăria Padina a cheltuit din propriul buget 50.000 de lei. Sistemul de supraveghere video, sumând număr de 33 de camere instalate în toată localitatea, vine în sprijinul cetățenilor și în sprijinul organelor de poliție, cărora deja le e de ajutor în meseria dumnealor. Pentru asigurarea unei stări optime de sănătate a copiilor și a tinerilor din comuna Padina prin activități sportive, pe suprafața ce aparține uneia dintre unitățile de învățământ din zonă s-a construit primul teren de sport. Vorbim despre școala numărul 2 din Padina, care va avea în viitorul apropiat și o sală de sport. Totodată, primăria mai intenționează să realizeze și al doilea teren de sport la școala numărul 1 din comuna. Facem recepția unui teren de sport la școala numărul 2, urmând ca în viitor apropiat să depunem un proiect pentru același gen de teren de sport pentru școala numărul 1 din Padina, școală unde există deja o sală de sport școlară. În acest sens, demarând investiția și pentru școala numărul 2, astfel încât în anul 2018 să apară și în incinta școlii numărul 2 o sală de sport școlară pentru elevii din zonă. Suma totală pentru realizarea celor două terenuri de sport se ridică la peste 100.000 de euro. Terenul de sport finalizat acum are o valoare de aproximativ 60.000 de euro, iar proiectul finalizat pentru școala numărul 1, proiect ce va fi depus la GAL, valorează 50.000 de euro, urmând ca diferența să o suportăm din bugetul local. Așadar, imediat ce se va finaliza și cel de-al doilea proiect, atunci comuna Padina se va număra printre puținele din județ care se vor putea lăuda cu două terenuri de sport amenajate pentru elevi și tineri. Mai mult decât atât, școlarii vor putea urma orele de sport în noile săli atunci când vremea nu le va permite să folosească cele două terenuri de sport.